v-am găsit la știrile în limba moldovenească. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea? Despre aceasta povestim chiar acum. Șerif pe insulele Feroe. Astăzi e meciul cu Klaksvík. Atenție, escrocii! Pensionarii devin jertfele lor. Și tururi de două zile cu cashback, cele mai populare printre turiști. Șerif pe insulele Feroe. În ajun galben-negri au avut antrenament pe stadionul care poartă numele zeului Thor. Și astăzi e deja primul meci cu Klaksvík pentru ieșirea în grupul Ligii Europei. Insula Streymon și capitala Feroe, Torshavn. Șerif deja a făcut cunoștință cu stadionul, a avut antrenamentul. Astăzi e meciul cu Klaksvík. Feroe a întâlnit echipa cu ceață și vreme de toamnă. Pe insule e doar plus 13 grade. Luvanor se împărtășește cu fotografiile în rețelele de socializare. Apropo, feroiezii înșiși spun că nu cred prognozelor meteo. Uneori totul se schimbă de câteva ori în zi. Și aproape întreg anul plouă, ninge și e ceață. Iată mai multe informații despre insulele Feroe. Stilul de viață sănătos e lege acolo. Pe insule e restricționată vânzarea alcoolului și prețurile la el sunt înalte. De asemenea, acolo nu există McDonald's, la fel ca și în Nistrenia. Insulele Feroe sunt un arhipelag din 18 insule și niciun pom sălbatic au fost tăiați de primii coloniști, dar sunt o mulțime de oi. Insulele Feroe sunt numite insulele oilor. Sincer, nici nu știam despre acest club de fotbal, de aceea nu pot spune ce tactică trebuie aleasă. Șerif trebuie să treacă în faza grupelor Ligii Europei, deoarece aceasta e o echipă puternică la moment. Demonstrează rezultate bune. Adversarii știu deja că această echipă poate obține un mare succes. Deci, Klaksvík Șerif, deja astăzi începutul la 21:45. Acesta e primul meci din runda play-off a Ligii Europei. Meciul de răspuns va avea loc peste o săptămână la Tiraspol. Două pensionare din Tiraspol au devenit victimele escrocilor. Au dat mai bine de 70.000 de ruble, toți banii care îi aveau. Încă cel puțin 30 de persoane nu s-au lăsat înșelate. Escrocii de telefon atacă a treia zi. Lucrează după vechea schemă. Chipurile rudă a fost vinovată de accident. Sunt victime. E nevoie de bani pentru a rezolva urgent problema. Aceasta e Valentina Achimovna, are 69 de ani, una din victimele escrocilor. A fost telefonată acasă. La celălalt capăt al firului era chipurile fiica Tatiana. Plăci, ea popala în avarie. Plângea, spunea că a nimerit în accident rutier, acum e în spital. Îi spun că acuș voi veni, dar ea îmi spune, mamă, nu veni, aici sunt mulți milițieni, merge ancheta, nu veni acum. Îmi spune că va vorbi cu mine șeful secției de investigații. El vrea să o ajute pentru că va primi de la 3 la 5 ani. Schema e aceeași ca și anterior. Chipurile rudă apropiată a provocat accidentul. Sunt victime. E nevoie urgent de bani. Atunci problema cu victimele va fi rezolvată. Chipurile fiica Valentinei Achimovna a cerut de la ea 10.000 de dolari. Împreună cu soțul, pensionara a adunat toți banii pe care îi aveau, 3.000 de dolari. Escrocii au fost de acord și cu această sumă. Am avut cazuri când escrocii vorbeau cu victima aproape 4 ore la telefonul de acasă sau cel mobil, pentru ca victima să nu poată contacta rudele. Timp de 4 ore până n-a venit curierul, au ținut legătura și au vorbit, nu-i permiteau să meargă nicăieri. Ținerea victimei pe fir tot timpul e o parte din schema escrocilor. În același timp, rudele false și investigatorii falși presează emoțional și grăbesc oamenii. Valentina Achimovna și-a sunat fiica înapoi doar după ce a dat toți banii curierului. M-a zis, ce-ți хотела? Я говорю, так, как, Таня, ты дома? Все, и я тогда поняла, что нас обманули. O altă victimă, pensionara de 85 de ani, din nou apel. Apropo, acum numerele sunt estoniene, codul țării 372. Victima a pierdut 150.000 de ruble rusești. A crezut că în accident a fost nepoata. În rest, schema e aceeași și din nou curierul care a venit după bani. Fiecare persoană din Nistrenia trebuie să știe că aceste scheme continuă să existe. Escrocii continuă tentativele. Copiii trebuie să vorbească cu părinții, cu bunei și să le explice.
Deci, ce trebuie să știți pentru ca să nu fiți prinși în mrejele escrocilor? Întâi de toate, puneți imediat receptorul. În al doilea rând, telefonați ruda care chipurile vă sună. Apoi, în miliție și explicați-le persoanelor apropiate acest lucru. În Ministerul Afacerilor Interne lucrează non-stop linia de telefon, numărul 3-1. În contact cu Nistrenia, Abhazia și Osetia de Sud, masă rotundă la Universitatea de Stat Nistreană. Se împlinesc 15 ani de când Rusia a recunoscut independența Republicilor Caucaziene. Lumea se schimbă foarte mult și trebuie să monitorizăm ce se produce. Trebuie să înțelegem că procesele globale care au loc ne privesc și pe noi. Și, desigur, trebuie să lucrăm împreună, să comunicăm, să ne dezvoltăm. La masă rotundă și-au amintit de tragedia din Osetia de Sud din august 2008. În aceste 5 zile de război au decedat sute de oameni. Atunci Rusia a intervenit, a oprit războiul. Nistrenia n-a rămas la o parte. Au început să formeze detașamente de constructori. A fost trimis ajutor umanitar. La 26 august 2008, Rusia a recunoscut independența Osetiei de Sud și a Abhaziei. Mai târziu, la Rusia s-au alăturat și alte țări. În Nistrenia există reprezentanțe oficiale ale Republicilor Caucaziene, la fel ca și în Osetia de Sud și Abhazia, ale noastre. Este dezvoltată cooperarea. Au vorbit și despre dificultățile de care se confruntă Nistrenia. Formatul 5+2 nu organizează întâlniri de pline din 2019. Moldova blochează livrarea de alimente și medicamente, iar acum a introdus taxe vamale suplimentare pentru întreprinderile noastre. Se înarmează activ, primește ajutor militar din partea NATO. Desigur, avem nevoie de ajutorul partenerilor noștri internaționali. Din această cauză, datorită oportunității de astăzi, fac din nou apel către colegii noștri și ne bazăm pe sprijinul Abhaziei și Osetiei de Sud pentru ca Nistrenia să obțină recunoaștere internațională. Cel mai important este că voi vă recunoașteți, faceți totul pentru ca oamenii să trăiască mai bine. Aveți economie și industrie dezvoltate. Aveți totul pentru aceasta. Cel mai important lucru deja l-ați realizat. Cu siguranță recunoașterea va fi. Și doresc ca următoarea masă rotundă să fie organizată cu ocazia recunoașterii Republicii Moldovenești Nistrene. Dialogul în formatul Nistrenia, Abhazia, Osetia de Sud continuă. Această cooperare este permanentă. În Dubăsari va fi deschis un centru pentru parasportivi. Anterior, persoanele cu probleme de sănătate se antrenau în subsol, cărucioarele erau coborâte în mâini. Denis Raiul, participantul Jocurilor Paralimpice din Tokyo, l-a rugat pe prezident să fie creat un nou centru. În noua sală sportivă au fost făcute deja reparații, iar recent au adus simulatoarele. Sport fără hotare, iar acum și cu confort. Un nou centru pentru parasportivi va fi în Dubăsari. Intrarea e confortabilă, prin ușă poate intra căruciorul. În sală există climatizor, iar acesta este un know-how, mașina lui Smith. Sportivii cu diagnostic diferit vor putea ridica această bară. Aici funcționează principiul special. Atunci când sportivul se apropie, el nu va cădea, chiar dacă este lipsit de văz. Dacă ceva nu-i va reuși, bara nu va cădea, pentru că va fi fixată pe stive suplimentare. Anterior, sportivii din Dubăsari se ocupau într-un subsol incomod. Acolo nu exista ieșire pentru cărucioare. Echipamentul era vechi. Denis Raiul, sportiv din Dubăsari, care a participat la Paraolimpiada, a rugat să fie construită o încăpere nouă în timpul întâlnirii cu prezidentul. Încăperea au găsit, au făcut reparații, au procurat simulatoare și echipament sportiv. Recent, toate acestea au fost aduse și instalate. Există și simulatoare biciclete. E posibil a schimba poziția. Pe ecran arată pulsul, pista de alergare este cu cheie de securitate. Va fi fitness, care include crossfit și workout, adică oamenii vor veni să-și restabilească sănătatea, să se adapteze, să restabilească funcțiile corpului, să poată trăi de plin, fără teamă, fără a se afla în patru pereți. Vom primi mai mulți tineri. Suntem pentru participarea în masă la sport. Oamenii să poată veni, să se comporte cu persoanele cu dizabilități exact la fel cum o fac cu altă persoană obișnuită. În centru există vestiare și dușuri confortabile. Vor efectua antrenamente de fitness, powerlifting și arm wrestling. În toate domeniile deja există antrenori. Se planifică să fie deschis centrul la 1 septembrie.
Besari, în traducere, cu o linie galbene. Multe drumuri sunt cu înclinare, la fel ca și strada Pirogov. Pe timpuri aici era un drum de prundiș. După ploi se spăla totul. Era un drum foarte rău. Aduceau prundiș și nisip și noi cu lopata îndreptam totul. Apoi nisipul și prundișul erau spălate. Acum strada Pirogov e acoperită cu beton. Au construit o scurgere. După precipitații, casele nu vor fi inundate. Asemenea, drum a trecut controlul timpului, la fel ca și străzile Corolov și Tseolkovski. Betonul e produs la noi în țară. La Dubăsari, el este confecționat datorită utilajului italian. Iar acesta este drumul spre satul Roghi. Anterior, el era acoperit cu prundiș. Aici se formau gropi și băltoace. Încoace vin mulți turiști. În Roghi este o casă butaforică, mănăstire în piatră, cascade, locuri pitorești pe malul râului Nistru. Drumul nou spre Roghi a fost făcut în două etape. În anul trecut au betonat un kilometru, în anul curent încă 200 de metri. A fost reparat drumul care astăzi unește satul cu autostrada Tiraspol-Kamenka. Aici mai trebuie să nivelăm încă marginea drumului. În anul curent drumul va fi betonat și în satul Comisarovka Nouă. Aici la fel au fost probleme. Oamenii se plângeau pe un drum rău. Toate lucrările sunt exercitate din mijloacele fondului rutier. Agrarienilor le vor întoarce o parte din cheltuieli pentru procurarea vitelor cornute mari. Suma compensației din buget, 10.000 de ruble pentru o vită. Scopul, susținerea producătorilor agricoli și creșterea volumului de lapte. Agrarienii pot primi subvenții atât la procurarea juncilor, cât și a vitelor de până la 4 ani. În listă sunt asemenea rase ca simentale, frize, golștin și golștin frize. Pentru a primi subvenție, e nevoie de a aduna un pachet de documente și de adresat în Ministerul Agriculturii. Termenul până la 10 noiembrie. Detalii pe site-ul Ministerului. Tururi de două zile cu cashback, cele mai populare printre turiști. Alimentație, cazare, transport, totul este inclus. Spre exemplu, călătorie la nordul Nistreniei. În program, excursie la Kvint, pe Podgorii, degustări. În continuare, centrala hidroelectrică, plimbare în Roghi, mănăstirea în Stâncă, pante stâncoase, casa butaforică, Nistrul. Peste noapte, oprire în hotel. A doua zi, Stroiești, Rașcov, Beloci, turnul vânturilor. Puteți gusta apa din izvor. Potrivit legendei, ea aduce fericirea. De asemenea, excursie la Biserica Catolică și în Sinagoga Evreiască. Veți urca pe Cucumania, piatră legendară în Rașcov. Veți afla secretele și legendele ei. Veți vizita moara de apă și veți face fotografii lângă cascadă. Prețul traseului e de 1200 de ruble. Cashback 50% din costul turului. Zilele de odihnă pot fi petrecute sportiv, spre exemplu, pe caiac sau romantic. Există cashback pentru cazare în hotel. La moment procură foarte bine aceste tururi pentru zilele de odihnă, pentru 2 septembrie. E minunat a petrece timpul împreună cu familia, undeva într-o călătorie interesantă prin Republică. Ziua Republicii va fi sărbătorită în toate raioanele. Peste tot pregătesc programul propriu. Dacă veți merge în tur, veți putea întâlni Ziua Republicii nu numai la Tiraspol, dar, de exemplu, la Dubăsari, Râbnița sau Kamenka. Așadar, cum să primiți cashback-ul călătorind prin Nistrenia? Procurați turul pe bilet PMR. Aproximativ 18.500 de ruble au fost deja rambursate turiștilor. Timp de o lună, aproape 200 de persoane au primit cashback-ul. Toate excursiile și tururile sunt disponibile pe site-ul Agenției pentru Turism. Raionul Slobozia, Nistru lângă satul Ciobruciu. Formează brațul Turunciuc. Aici se află renumitele praguri ale râului. Apa se aude la sute de metri. Încoace vin oameni pentru a se odihni. La noi vin oaspeți nu numai din Nistrenia, dar și din străinătatea apropiată și îndepărtată, fiindcă acest loc atrage, în special pragurile râului Nistru. Oamenilor le place acest loc pitoresc. În timpul apropiat, aici va fi construit teren de vizualizare pentru a savura peisajele. Se planifică terenul să fie cu 3 nivele. Terenul se va afla pe mal pentru a face observații, a studia pragurile Nistrului. Urmărim scopul de a atrage turiștii, persoanele care doresc să cunoască și să savureze locurile frumoase de pe Nistru.
Turiștii vizitează acest loc anul împrejur. Alături e loc pentru frigărui, ba chiar și o rezervă de lemne. Construcția terenului de vizualizare va începe peste o săptămână. Atât pentru această oră, mai multe despre aceste și alte știri aflați în ediția de seară CAB și pe rețelele noastre sociale. Iar noi vă dorim cele bune în continuare și doar noutăți plăcute. La revedere!